Salutare și bine regăsit la un nou episod. Eu sunt Deiu și astăzi ne jucăm cu T95, cu Țestoasa. Da, știu, foarte productiv, interesant. O să vedeți ce faine smash-uri cu ea. Țin să menționez, spre rușinea mea, istoc. Nu am cercetat nimic și trebuie neapărat să-i cercetez asta. Proiectilele. Explozive. Că cele stoc prea vai neamurile lor. Uleo, ce hartă ne-a dat. Na, vedeți aici creație, băieți. Sincer, m-aș duce, m-ar mânca în curs, mă duc acolo, în zona aia, la zona asta, și să fac snipe. M-ar mânca în cur. Vreți să vă mint? Nu vă mint. Luăm 50 de proiectile, pentru că nu știu cum se comportă tânculețul ăsta la maxim. Aoleo, 100 de spawn points. Suntem under-tiered. Grav. Over-tiered. Nu, under... am prins meci cu tier mai mare decât noi și nașpa. Da, prins meci tier mult mai mare decât noi. Noi merem numai cu 12 la oră, băieți. Asta e viteza maximă. Știți? Apăsăm, stăm pe spate, lăsăm să meargă. Ce mai ziceți? Cum vă mai e nevasta? Copii? Familia? Neamurile? Bă, măcar... Rotiți se rotește repede. Cred, sper, nu știu. E stoc vehiculul, atâta știu să vă zic. Și că avem 300 blindaj frontal. Adică gen la modul... Nu te penetrează cam aproape nimeni frontal, teoretic. Practic, pentru că suntem under tier și să prindem multe tankuri cu proiectile chimice, o să ne penetreze mulți, o să vedeți. Dar e și aiure, adică, serios, frate, îi pui motor de 442 de cai, înțeleg, dar e mic, e bătaie de joc, dar e și pune și o transmisie care să-l ajute. Adică ori înghesui transmisia asta aici, frate, zici că se zgârcea dacă mai făceau tankul mai greu cu 2 tone. Sau mai lung cu jumătate de metru. Și mai trânteau câteva trepte de viteză și motorul țâra mai mare. Aoleu, ai che vino, ai ca... Ai chevi, ai cheve, a, i, c, v, i, k, a, v, d, i, k, a, v, bă, ăla, gata, înțeles, ai chevi 91. Ăla o să fie o problemă, și leopardul o să fie o problemă. Și dacă stă unul la snipe acolo o să fie o problemă. Nu pot să mă împingi, merg mai tare de 12. Aoleo, frate. Nu uite joacă cu ăștia, mă. Am văzut centurionul acolo. Dintre toate, am luat numai gun barrel-ul. Of course, my horse. Bă, aș trage, m-ar mânca în curs să trag, dar este ceva gen... Așa, sunt incapabil. Cam un reload, aoleo, ce merge autisma, băieți, un smint, ce tisma, un P8, ce mergea, nu știu dacă ați văzut pe minimapă.
Am tăcut prea mult, băieți, știu, mă concentrez. Pe scurt, e vehiculul chel, nu am reparații, mi-e frică să nu-mi iau foc din dreapta. Știți? Știți? Întoarce Andrei 1. Da, bă, că e ăla la colț, acolo. Ăla am intrat în punct. Capturam. Bune. I-o rupt ai noștri. Bă, it ain't much but it's a honest work. Știți cum e Mimo. Așa și eu acum. Sincer. Nu facem noi nu știu ce, dar e o muncă cinstită. Cu chestia asta stock și default și... Faci mai multe puncte ricoșând decât dând damage la inamici. Is, ce faci, is? LOL, vedeți textura aia, ce faină e. Isul nostru a murit. Ia, Tiger, uite. Worthy opponent. Nu pot să penetrez. Fugi, Andrei, fugi, Andrei, fugi, Andrei, fugi, Andrei. Când pică bombe din cer, ce faci? Fugi, evident. Ăla a murit? Da, a murit, săracul. Ai frustrat, ai 250 frontal și te omoară că vine unul cu un tank modern. Știu, știu, joci cu tank din al doilea război, înțeleg durerea. Dar, it is what it is. Eu n-am cum să ajung la A în timp util să... Ori am? Bă, nu fi din aia. Să nu te ia, știi tu. Lasă-mă să ajung să capturez. Aoleo, iubesc pe ăștia. Uite-l, mă. Pe-a mea o capturează el. Ajunge chestia asta în timp util, ce ziceți? Ajungem în timp util, băieți. Mă așteptam să moară ăsta, adică nu că mă așteptam, mi-aș fi dorit să moară ăsta, că și-o merită, că nu mă așteaptă gunoiul. Dă-i un gunoi. Am făcut 3 asisturi și un kill. Eu am făcut toată treaba, am tankat toată partea aia. Low damage. Mă, da, mă laud și eu mă fălesc. Ce vreți? Văd că sunt multe avioane. Uite, Migo. Migo ăla o să vină după mine? Nu, no, nu are treabă cu mine. Și nu știe că exist. Și cred că mai sunt 4 inamici, dintre care 2 sunt avioane. Awesome. Hai că mai face și Andrei kill-uri dacă e. Hai că le fac dacă e. Ce aveți? Suntem buni? Ce sărim? N-am cum să mai fac chileanuri. Toți sunt grămadă pe punct.
pe spawn. Tu, ceapa ta. Ah, un match onest. E frustrant că nu ești mobil și nu poți să-ți faci de cap pe hartă. Știu. Distrează-i mai grav. Hai că vin și eu la party. Ok, fost dubios. Party-ul. Bă, ăsta a fost episodul, vezi? Foarte scurt, știu. A fost un meci frumos. Frumos. Au fost zidă la mediocru, nici, adică nici puteam să fac altceva cu tankul ăsta, sincer să vă spun. Facem extintorul și pe aia facem proiectilul exploziv, că ăla e cel care ne interesează cel mai mult. Și asta ne interesează, dar nu așa mult, ca ăsta. Bun, veți. Asta a fost videoclipul, vă mulțumesc pentru atenția acordată, eu am fost Deiu și vă spun că ne vedem pe data viitoare. Bye, bye!